Bine v-am regăsit la întrebări. În clipul de săptămâna trecută a fost vorba despre un tânăr care se deplasa cu autobuzul spre cele două locuri în care îi plăcea să alerge, pădurea de la marginea orașului, respectiv parcul din centrul orașului. El se ducea în locul în care se găseau stațiile autobuzelor și lua pe primul care sosea, indiferent în ce direcție se deplasa acesta. Să ne amintim întrebarea. Întrebarea este, care este explicația pentru faptul că tânărul ajunge mult mai des în pădure decât în parc, deși ajunge la stațiile autobuzelor la ore întâmplătoare, iar numărul autobuzelor care circulă într-o direcție pe zi este egal cu numărul autobuzelor care circulă în direcție opusă. Ca să-mi fie mai ușor să explic răspunsul, vă propun să facem un foarte scurt experiment, o jumătate de minut. În momentul în care ecranul se va face negru, închideți ochii și apoi veți auzi muzică. Iar în timpul în care veți auzi muzică, deschideți din când în când ochii, dar numai pentru o clipă, la intervale întâmplătoare. Cam așa. Veți vedea un cerc care uneori e roșu, alteori este albastru. Și încercați să rețineți ce culoare ați văzut mai des, albastru sau roșu. Să înceapă experimentul, repet, când ecranul se face negru, închideți ochii și în momentul în care auziți muzică, deschideți din când în când pentru o clipă ochii. Sunt sigur că, dacă mi-ați respectat indicațiile, cei mai mulți ați văzut de mai multe ori albastru decât roșu. Dar în următoarele 30 de secunde puteți vedea ce s-a întâmplat pe ecran cât timp ați fost cu ochii închiși și vă rog să urmăriți cu atenție ca să vedeți că cercul roșu apare tot de atâtea ori de câte ori apare și cercul albastru. Cercul roșu apare tot de atâtea ori, de câte ori apare și cercul albastru. Atunci, de ce ați văzut de cele mai multe ori albastru? Cred că ați observat deja, pentru că cercul albastru a avut o durată mai mare pe ecran. A fost vizibil mai mult timp. Concluzia este că nu e suficient ca două evenimente să se petreacă de un număr egal de ori, pentru ca probabilitatea să le întâlnim să fie aceeași. Și același lucru este valabil și pentru autobuze. Chiar dacă avem un număr egal de curse în cele două direcții, probabilitatea să prindem un autobuz care merge într-un sens poate să fie diferită de probabilitatea să prindem un autobuz care se deplasează în celălalt sens. Să vedem de ce. Autobuzele au de obicei un orar și poate nu vă vine să credeți, dar în unele orașe, ca să nici nu vorbesc de unele țări, orarul este respectat. Și în acest caz, dacă timpul de așteptare pentru un autobuz care se deplasează într-un sens este diferit de timpul de așteptare pentru sensul opus, probabilitatea să apară un autobuz dintr-un sens nu mai este egală cu probabilitatea să apară din sens contrar, chiar dacă, repet, se deplasează în număr egal în cele două sensuri. Să vedem un exemplu. Vedeți sus strada,
cu cele două stații, pentru cele două direcții de deplasare, iar dedesubt pe cadranul unui ceas vedeți minutele de pe parcursul unei ore în care sosesc în stații autobuzele pentru cele două direcții. Am presupus că autobuzele vin din 20 în 20 de minute pentru ambele direcții, adică am presupus că sunt 3 pe oră. Să presupunem că pentru direcția pădure, autobuzele sosesc pe parcursul unei ore, la fix, la și 20 și la și 40. Puteți urmări pe desen. Iar pentru direcția parc, autobuzele sosesc la și 5, la și 25 și la și 45 de minute în fiecare oră. Tânărul prinde un autobuz pentru parc doar dacă sosește între minutele 0 și 5, 20 și 25 și 40 și 45. Dacă sosește în restul timpului, așteaptă și prinde un autobuz spre pădure. Ceea ce înseamnă că din cele 60 de minute ale unei ore, sunt în total doar 15 minute în care, dacă sosește, ajunge în parc și înseamnă că în restul minutelor, în 45 de minute, dacă sosește, ajunge în pădure. Deci, pentru acest orar, șansa să ajungă în pădure este de 3 ori mai mare decât șansa să ajungă în parc. Bineînțeles, cu condiția ca el să ajungă absolut întâmplător în stații, la ore absolut aleatorii. Sigur că există și alte variante, mulțime de variante de orare posibile și fiecare ne dă o altă probabilitate pentru a se ajunge în cele două destinații. Și acum întrebarea de azi. Deoarece la întrebarea de săptămâna trecută n-am primit niciun răspuns și în general primesc mult mai puține răspunsuri decât mă așteptam, deși numărul celor care vizionează clipurile mele se pare, așa arată statisticile, că este într-o continuă creștere, presupun că întrebările au fost până acum majoritatea probabil prea grele. De aceea, azi vă voi pune o întrebare simplă și dacă va avea mai mult succes, atunci poate că voi împărți acest playlist în două. Un playlist cu întrebări mai ușoare și un playlist cu întrebări mai grele. Dar aștept și părerea voastră în legătură cu asta. Deci întrebarea de azi va fi ușoară. Să vedem. O firmă de produse medicale comercializează un dezinfectant în flacoane care au un anumit volum și care arată așa. Prețul de producție al volumului de dezinfectant dintr-un flacon este de 80 de lei. Vorbesc, deci, numai despre prețul lichidului al dezinfectantului. Nu ne interesează prețul flaconului și nici aspecte comerciale, adică cu cât vinde firma produsul, cât costă flaconul și altele. Firma poate produce cantitatea de dezinfectant dintr-un flacon cu prețul de 80 de lei. După câtva timp de la începutul comercializării acestui dezinfectant, pe piață apare și o cerere de cantități mai mici. Așa că firma a hotărât să folosească pentru vânzare și flacoane mai mici, așa cum vedeți în desen. Flacoanele păstrează întru totul forma celor mari, dar au înălțimea pe jumătate cât acestea, așa cum se vede și în desen. Prima întrebare pentru toată lumea. Care este prețul de producție al dezinfectantului dintr-un flacon mic? Considerăm că pereții flacoanelor au o grosime neglijabilă și nu intervin în ceea ce ne interesează pe noi. A doua întrebare este doar pentru cei cărora le place matematica, și anume, cât ar trebui să fie înălțimea flacoanelor mici, exprimată, bineînțeles, în funcție de înălțimea, să zicem, H mare a flacoanelor mari, pentru ca el să conțină un volum de dezinfectant pe jumătate cât volumul flacoanelor mari.
aștept din nou răspunsurile. La revedere!